Favorite, dezamăgiri, update-uri la produse, despre asta discutăm în acest videoclip. A trecut ceva vreme de la ultimul clip de genul acesta și de atunci și până acum s-au mai schimbat lucrurile, adică am inclus în rutina mea și de îngrijire și de make-up, am inclus produse noi și v-am promis că fac un update, dar aveam nevoie de timp ca să-mi dau seama dacă aceste produse într-adevăr funcționează sau doar este o impresie de moment. Sau poate nu funcționează. Vom vedea. Bun, încep, deci intru direct în pâine, da? Încep cu niște dischete demachiante pe care mi le-am cumpărat înainte să plec în vacanță și îmi pare rău că le-am luat pentru că nu-mi plac absolut deloc. Sunt acestea de la Septona și mi-am luat dita mai pachetul. În fine, a costat puțin. Le-am luat din farmacia Tei. 80 plus 40 și am dat vreo maxim 5 lei pe chestia asta. Ce se întâmplă? Uite, când scot, se destramă, se dezlipesc cotonetele și m-am umplut pe aici, s-au umplut de puf de ăsta, e bumbac, nu? S-au umplut de puf de ăsta și nu îl suport și mi-intră în ochi și mi-intră în nas și nu suport puful. Deci se desfac, nu poți, vrei să iei o dischetă, nu poți să iei, uite, acum am luat una ca lumea, dar... Vedeți că sunt nefolosite și m-am întors din vacanță de mai bine de o lună, deci serios. Da, scoți și se destramă. Nu-mi plac, nu vi le recomand. Un alt produs sau o dezamăgire. Nu știu de ce mi l-am cumpărat din vacanță. Cert este că îmi place să încerc treburi noi și m-a atras, mi s-a părut ceva interesant și am zis ok, hai că îmi cumpăr acest stick. Dar nu e deodorant, nu e antiperspirant. Este un stick exfoliant de la Garnier din gama Pure Active. Este cu cărbune negru și, în general, produsele din gama Pure Active sunt cu cărbune negru, mai ales cele cu, nu toate, dar cele cu ambalaj negru sunt cu cărbune negru. Oh my God, vă dau foarte multe informații inutile pentru un produs care nu îmi place. De ce nu îmi place? Este ca un șmilgher. Când te dai pe față cu el, zici că dai cu șmilgher. Este mult prea abraziv. Ce-i drept? În ultima perioadă, în ultimul an, aș putea să spun, am încercat să folosesc din ce în ce mai puține scrub-uri fizice. Adică să folosesc un gel de curățare cu particule exfoliante sau un scrub de genul acesta sau alte scrub-uri, da, pe care eu trebuie să mi le masez pe față, care vin sub formă de gel sau mască sau sub ce formă mai vin ele sau praf. Pentru că îmi plac mai mult exfolianții chimici și am unul despre care o să vorbim în continuare, dar ăsta nu e ok, adică am mai încercat scrub-uri, geluri cu particule exfoliante, dar ăsta, băi, șmilgher, serios, deci nu, la noi nu cred că se găsește, dar dacă mergeți într-o țară străină și îl vedeți, nu pot să scot capacul, și îl vedeți și vă încântați așa ca mine la tot ce este... nou, să zic, și care arată într-un fel anume, nu vă încântați, că este șmilgher. Nu puneți chestia asta pe fața voastră. O să-l aduc așa aproape și cred că se văd particulele alea cât sunt de mari și sunt super abrazive și oh my God, deci... Și uite, arată aici. Îl aplici direct pe față, direct din chestia asta te dai pe față. Nu. În schimb, un alt produs pe care la fel mi l-am cumpărat din vacanță și nu l-am adus lângă mine... N-am adus lângă mine cutia, dar vă las fotografie pe ecran. Cum se numesc? Plasturii pentru extragerea punctelor negre de la Biore. Păi, plasturii ăia chiar funcționează! Adică am folosit vreo 3 sau 4, mai am foarte puțini, și încerc să îi mai țin acolo, să nu abuzez de ei. Oricum, când se vor termina, nu am de unde să-i cumpăr, pentru că la noi în țară nu se găsesc acei plasturi, dar, la fel, dacă plecați într-o țară străină și îi vedeți și aveți nevoie de plasturi pentru extragerea punctelor negre, să știți că da, funcționează. N-or să vă scoată toate punctele negre de pe nas. Or să mai rămână, evident, dar scoate. Scoate chiar foarte, foarte bine și probabil că folosiți cu o anumită regularitate ajută. Eu am puncte negre foarte multe pe nas. Probabil că dacă i-aș folosi odată, bine, nici cu aia nu trebuie să exagerăm, mereu să dezlipești treaba aia că nu e chiar plăcut, dar, în fine, când ai puncte negre e o întreagă nebunie. Dacă aveți puncte negre, mă înțelegeți cu siguranță, este foarte, foarte greu să-ți scoți punctele negre. Funcționează, sunt foarte buni și vi recomand. Și cam asta cred că am vrut să vă zic despre plasturi. Mi-am mai adus aminte de ceva, dar am uitat.
pentru că nu știu ce se întâmplă cu mine, sunt uitucă. Da, deci am trecut deja la favorite. Plașturii ăia chiar sunt favoriți, la modul că dacă o să-i văd, dacă o să plec iar într-o țară străină, o să-mi cumpăr mai mulți, pentru că vreau să am acolo de rezervă. Și să trecem mai departe la un exfoliant, că ziceam mai devreme de exfoliant chimic. Un exfoliant chimic de la Revolution Skincare. Este cu 5% acid lactic și acid hialuronic. Este un exfoliant foarte, foarte blând, chiar și scrie pe el Mild Skin Exfoliator, deci nu o să te descoamezi. Gândiți-vă că nu fac un peeling chimic la modul să mă duc, nu știu, la un salon să-mi pună alea pe față fel și fel de nebunii și apoi să trag așa pielea pe față ca o mască, cum se întâmplă cu parasoftinul la picioare. Deci nu, ăștia nu sunt genul ăla de exfolianți, dar ușor, ușor folosit frecvent, adică în fiecare zi, se observă o îmbunătățire la nivelul tenului. Mă refer aici în general la exfolianții chimici. Ăsta funcționează pentru mine cel puțin. Am observat o îmbunătățire, unde credeți? La petele pigmentare. Eu acolo îmi dau seama ce se întâmplă cu produsul, dacă e sau nu ok pentru mine. Și am o pată pigmentară, mă uit în monitor să văd dacă o sesizez, undeva pe aici. Da? Undeva pe aici am o pată pigmentară, am și pe aici, dar astea nu prea se văd, mai rar se întâmplă să se vadă, dar asta de aici de pe frunte iese foarte mult în evidență. Este o pată pigmentară pe care o am de mai multă vreme, cu care nu prea am ce să fac, adică defilez cu ea. Dar am observat că, uite, am fost în vara asta un weekend la mare și un pic s-a accentuat pentru că am stat la soare. Iar când am ajuns acasă, n-am trecut la retinol sau la serul acesta pentru că urma să plec în concediu vreo 2 săptămâni și am zis, lasă, când mă întorc din concediu, intru în toate serurile și poate scap de petele pigmentare. Și da, când m-am întors din concediu, am început să folosesc serul acesta și petele pigmentare s-au diminuat destul de mult. N-au trecut de tot, pentru că foarte greu trec petele pigmentare, odată instalate, foarte greu trec. Și pe lângă faptul că au dispărut petele pigmentare, textura tenului s-a îmbunătățit, am tenul mai luminos, arată mai bine, se vede că folosesc un ser și hidratează pentru că are acid hialuronic. Bun, deci cam asta ar fi, îmi place, recomand, găsiți la Marionaux, cred că găsiți și pe Notino, vă las eu link-uri în descriere. Mai departe, ce să vă mai arăt? Hai să vă arăt... Și am uit în față că am toate produsele afișate pe măsuță. Ce să vă mai arăt, dar nu sunt chiar atât de multe, ce credeți? Haideți să vă arăt serul de la Vichy, Mineral 89, despre care v-am dat așa hinturi că îmi place. Și da, îmi place. Pentru mine funcționează foarte, foarte bine. Nu mai știu exact când mi l-am cumpărat, dar am început să-l folosesc cu regularitate, adică în fiecare zi, de când am plecat în vacanță și am plecat în vacanță, cred că pe 8 sau 9 august, ceva de genul acesta, și de atunci și până în prezent îl tot folosesc, uneori chiar și dimineața și seara, alteori doar dimineața sau doar seara, depinde cum am chef, dar cert este că îl folosesc zilnic. De ce spun că îmi place și că este un favorit? Hidratează foarte bine pielea din jurul ochilor. Mi se pare că ajută crema, pentru că după el vin cu o cremă. Mi se pare că ajută crema să intre mai bine în piele, să-și facă mai bine treaba și să menține nivelul de hidratare. Adică pe parcursul zilei nu simt pielea uscată, nu arată rău anticearcănul, arată foarte bine, arată totul foarte fin, uniform, nu se separă, pentru că mi se întâmplă și chestia asta, să mi se facă foarte, foarte urât anticearcănul. Da, îmi place, mă ajută și personal vi-l recomand dacă aveți o piele foarte uscată și simțiți că nu vă ajută crema pe care o folosiți, încercați un ser pentru pielea din jurul ochilor și apoi veniți cu crema, vedeți ce se întâmplă. Crema pe care am folosit-o este cea de la Bobbi Brown, despre care v-am zis că nu e wow, dar în combinație cu serul totul a fost mult mai bine. Un alt produs pe care l-am avut cu mine în vacanță și îmi vine să râd pentru că ăsta o să fie leitmotivul videoclipului, un alt produs pe care l-am avut cu mine în vacanță, pentru că, ce credeți, mai am produse pe care le-am avut cu mine în vacanță, dar un produs pe care l-am avut și am început de atunci chiar să-l folosesc zilnic, de la Kiehl's din gama Rare Earth, loțiunea pentru minimizarea porilor. Gama aceasta este pentru tenul mix și gras, produsele din gamă conțin argila albă amazoniană și de ce îmi place această loțiune? Pentru că, să știți că am încercat și masca facială din gama Rare Earth, mi-a plăcut, a funcționat, dar loțiunea asta chiar mi se pare foarte bună pentru mine.
Estompează aspectul de pori dilatați, matifiază tenul. Să știți că aplic o picătură foarte, foarte mică pe frunte, aici, nas și pe lângă nas, unde am porii foarte dilatați și foarte puțin în bărbie, deci doar pe zona T. Aplic foarte puțin produs, matifiază, estompează aspectul de pori dilatați și mi se pare că ține cumva sebumul sub control. Acum să nu vă gândiți că există cumva vreun produs care să facă minuni pentru porii dilatați. Chiar și pe chestia asta scrie, reduce porii dilatați și ameliorează textura tenului. Nu spune că îi anulează, da? Deci reduce, se reduce din aspectul de pori dilatați, dar gândiți-vă că porii dilatați pot fi și pe cale genetică, da? Cum este și la mine, adică ai mei au porii dilatați. Eu am porii dilatați. Fac eforturi foarte, foarte mari să-mi țin pielea super curată, porii curați, să nu se strângă acolo resturi de make-up, praf, sebum, etc. Folosesc produse care să estompeze aspectul de pori dilatați, dar tot se văd la un moment dat, pe parcursul zilei, devin din ce în ce mai evidenți. Asta este, n-am ce să fac, dar produsul ăsta consider că mă ajută și arată mai bine zona asta, în special aici am probleme, lângă nas. Arată mai bine zona asta mai mult timp decât arăta până să folosesc loțiunea de la Kiehl's. Ce îmi place, un alt aspect foarte, foarte important, nu are alcool. Sunt foarte multe produse pe piață, în general, produse pentru tenul mix și gras care conțin alcool. Loțiunea aceasta nu are alcool. Apreciez foarte mult acest aspect. Un alt produs pe care, ce credeți, l-am avut cu mine în vacanță, de la Too Faced, rimelul Damn Girl. Un rimel în variantă travel, dar a avut nenică foarte mulți mililitri, adică 6, o cantitate foarte bună și încă mai e puțin pe acolo. Și sunt dată astăzi cu el la ochi. Un rimel care, băi, este foarte mișto. Face niște gene superbe, volum, alungire, separare. Deci este genial acest rimel. Nu mi l-am cumpărat în varianta full, pentru că știți că sunt așa cam zgârcită când vine vorba să dau banii pe un rimel. Dar poate o să-l prind la vreo promoție și o să mi-l iau ca să-l am și în varianta full. Dar da, foarte, foarte mișto. Știți că foarte rar vă arăt un produs high-end la capitolul mascara, pentru că ce mi-a plăcut atât de mult a fost ăla de la Lancôme, Monsieur Big. Și ăla mi-a plăcut foarte, foarte mult și ăsta e la fel în zona aia super, super bună, adică consider că își merită banii pentru că într-adevăr lasă niște gene superbe. Ador. S-ar putea să-l găsiți în varianta mini de cumpărat. Este mai ok așa dacă vreți să-l încercați decât varianta full, că poate nu o să vă placă, habar n-am. Asta în cazul în care chiar vreți să îl încercați. Dar da, mie mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Și ce credeți că urmează să vă aud? Să vă aud ceva ce am avut cu mine în vacanță. Pentru că v-am zis că asta este tematica videoclipului. Tot de la Too Faced, dar de această dată o pudră pe care mi-am cumpărat-o special ca să primesc rimelul cadou, pentru că în perioada când s-a lansat rimelul era o campanie, să zic așa, la Sephora, dacă îți cumpărai ceva de la Too Faced, orice, nu conta cât costă, deci nu era o sumă minimă de care trebuia să cumperi, trebuia doar să cumperi cel puțin un produs Too Faced ca să primești cadou mascara. Deci am primit cadou chestia asta pentru că am cumpărat această pudră pe care am luat-o și în promoție și eram, nu știu ce să zic, pudra asta și micuță are 1,5 grame, adică eram sigură că o să fie o porcărie. Ce credeți? Nu este o porcărie, este o pudră super bună. Super bună! Oh my God, lasă un ten senzațional. Nu încarcă absolut deloc. Nu se strânge, nu evidențiază porii, nu usucă fața. Arată bine și pe sub ochi, pentru fixarea anticearcănului. Este excelentă. Nu știu de ce n-am încercat-o mai devreme, pentru că e de ceva timp apărută pudra asta și eu am varianta mini, dar mă refer, na, la varianta full. Nu știu de ce n-am încercat-o mai devreme, pentru că mi se pare chiar foarte, foarte bună. Ce-i drept, nu este pudra aia pe care o caut eu, 100% matifiantă și așa, este o pudră mai lejeră un pic, cu un finish natural și este din gama Born This Way și gama aceasta nu este pentru un ten, sau nu este neapărat pentru un ten gras. În fine, și am avut așa dubii, am zis că nu o să fie bună. E foarte bună, credeți-mă, este super bună, se așează perfect pe față, totul este blurat, arată bine. Produsele ulterior, bronzerul, blush-ul, conturul, ce mai aplicați, se așează superb, superb.
Deci am doar cuvinte de laudă. Mai am puțină pudră aici și ce credeți? O să păstrez recipientul pentru că are o sită și sita asta se dă jos și o să păstrez recipientul pentru că este bun pentru vacanță. Dacă plec undeva și vreau să am pudră, o să vărs aici puțină pudră, e cu sită, se închide foarte bine, deci recipientul va rămâne, dar pudra este... Dar stai că nu suntem la Empties, de la favorite. În fine, recipientul o să-mi rămână, asta este ideea și pudra este foarte bună și dacă n-aș avea o tonă de pudră, pentru că mi-am mai cumpărat niște pudre, mi-aș fi luat în varianta full, că vor urma reducerile private la Sephora. Așa că țineți cont și dacă vreți să încercați, încercați-o. Mai e ceva ce nu-mi place și n-am pus la început când am vorbit despre ce nu-mi place și până acum, că am uitat. Este un produs de make-up. Un produs de make-up și m-am decis că nu-mi place produsul ăsta, deși cred că v-am zis la început că parcă e ok. Nu e ok. Nu-mi place. Nu-mi place deloc. Pudra Fenty. Știu, șoc și groază. Pudra Fenty, nuanța Butter. Păi mie nu-mi place. Deci mie nu-mi place pudra asta. Se așează foarte urât pe fața mea. Am încercat să o folosesc și cu pensulă, și cu burețel, și învârtită, și sucită. Nu-mi place, deci nu se așează frumos, nu arată bine. Mi se pare că pe sub ea se separă fondul de ten. Apoi, când vin cu produs, cu bronzer, cu ce mai pun eu prin obraj, se așează foarte urât. În engleză se numește patchy, adică împete, se întinde împete. Și dacă vreau să blenduiesc, să se ducă petele alea, n-am cum să mai blenduiesc. No me gusta. No bueno. Not for me. În ce limbă vreți, vă zic că nu-mi place. Ce să fac acum? Este multă pudră aici. O să o folosesc în continuare în vreo combinație cu o altă pudră. Dar nu. Eu personal, sorry, Fenty, îmi place de tine, dar pudra asta nu e pentru mine, cel puțin nu pentru tenul meu. Am vorbit despre beauty și așa, hai să trecem la random, adică alte produse favorite. În primul rând, bentițele astea. Mai am încă două pe care nu le-am luat lângă mine. Stați să le iau. Da, deci bentițele. Am trei în total. Una galbenă, asta a fost prima pe care mi-am luat-o. Este un galben muștar, de fapt. Și mi-am cumpărat-o, ce credeți, cum m-am întors din vacanță, pentru că toată vacanța am stat cu gândul la aceste bentițe. Oh my God, nu știu ce m-a apucat, pentru că mie nu-mi place să port ceva pe cap, dar bentițele astea mi se par drăguțe. Acum e o modă poate trecătoare, poate da, poate nu, nu-mi pasă oricum prea mult de modă ce se poartă, dar place să port bentițe. Deci, mi-am luat-o pe asta, dar mie îmi plăcea mai mult asta cu snake print pe care o am acum pe cap și ulterior am găsit-o și mi-am luat-o și pe asta snake și mi-am luat și una neagră clasică pentru că am zis eu că e neagră și clasică. Da, bentițele favorite, îmi plac foarte mult, toate sunt luate de la H&M, toate, da, le găsiți la H&M, o să le caut, vă las link în descriere. M-ați văzut că le-am tot purtat, v-am zăpăcit cu bentițele, v-am zis și pe Instagram de ele, dar da, îmi plac, ador bentițele. Un alt, de fapt nu un alt articol vestimentar, că ăsta e accesoriu, nu e articol vestimentar, oh my God, Georgiana, revinoți. Cămașa de la Bonprix. Am avut o colaborare cu Bonprix și mi-am luat eu câteva hăinuțe, am făcut un videoclip prin vară și v-am arătat hăinuțele, v-am vorbit despre ele și am purtat cămașa respectivă toată vara, non-stop. Am purtat cămașa non-stop. O ador, efectiv o ador. O să vă las fotografii pe ecran cu mine îmbrăcată în cămașă. Am apărut prin foarte multe videoclipuri îmbrăcată în acea cămașă. O cămașă pe care nu credeam că o să o port atât de mult pentru că îmi este mare. Adică mi-am luat-o prea mare și eram sigură că o să o dau de colo-colo. Dar ce fac? Este să o înod undeva în față și atunci, da, stă lejeră pe corp, dar pentru că am înodat-o în față, nu mai pare că mi este chiar atât de mare, pare doar o cămașă oversized și atât. În fine, îmi place materialul, îmi place cum s-a comportat la spălat, îmi place cum vine, pentru că am purtat-o și cu pantaloni mai clasici și cu blugi, vine foarte bine. Cam asta ar fi cu partea de fashion și să trecem mai departe la alte chestii și mai random. Vreau să vă recomand, sau nu vă recomand, dar să vă spun ce film mi-a plăcut mie foarte mult. Am fost la Once Upon a Time in Hollywood. Oh my God, ce film frumos! Păi, superb filmul, trebuie să-l vedeți neapărat. Nu știu dacă mai rulează la cinema, dar eu sper să mai ruleze ca să mergeți să-l vedeți. Cred că v-am zis pe Instagram când am fost acolo, v-am zis că acolo este real time, adică în timp real, ce fac, vă spun.
aici mai greu pentru că filmez dinainte totul, în fine. Dar da, este un film cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie, o tipă care a jucat cu Leonardo DiCaprio în ăsta, The Wolf of Wall Street. Și filmul Once Upon a Time in Hollywood este de Quentin Tarantino. Sper că am pronunțat bine numele. Da, foarte, foarte frumos filmul, foarte interesant. Păi cum joacă Leonardo DiCaprio. Deci are la un moment dat o bucată. Genial, genial. Vă recomand să îl vedeți atât și nimic mai mult. Vă las link în descriere dacă vreți să vedeți trailer sau ceva. Și încă două produse pe care vreau să le menționez, să vă reamintesc că sunt favorite, deși cred că am mai vorbit despre ele, dar într-adevăr îmi plac foarte, foarte mult. Și pe acesta l-am avut două rimeluri, da? Pe acesta waterproof l-am avut și în vacanță. V-am zis, trebuie să încheiem în aceeași notă. Am avut cu mine în vacanță rimelul, da, waterproof de la Melchior. Super, super bun, recomand. Și un alt rimel foarte, foarte bun, care funcționează excelent, de la Radiant, Magna Lash Mascara. Le menționez încă o dată în favorite, pentru că îmi plac foarte, foarte mult în continuare, cum îmi place și Damn Girl. Decizii. Foarte multe decizii. Da, și cu asta am încheiat, finally am încheiat, nu mai pot, am făcut, cred că vraiște, videoclipul, am amestecat favoritele cu dezamăgirile, dar e ok, informația rămâne, informația este valabilă și vreau să-mi spuneți părerea voastră în comentarii despre produsele pe care vi le-am arătat. Vreau să știu dacă voi le-ați încercat și vouă cum vi s-au părut, poate vouă nu v-au plăcut sau poate la fel vi s-au potrivit foarte bine sau poate din contră v-au lăsat așa. Nu vi s-au părut wow? Sau să-mi spuneți ce produse, ce accesorii, ce filme, ce ați mai făcut voi în ultima vreme, ce v-a plăcut foarte mult în ultima perioadă, în vară, dacă ați descoperit vreun produs așa super wow. Vreau acolo în comentarii părerea voastră, ca de obicei, despre ceea ce s-a întâmplat acum aici în videoclip și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja și să știți că să vă abonați înseamnă să dați acolo click subscribe, este gratis, nu trebuie să plătiți nimic, nu este abonament la telefon, nu este abonament la internet, este doar un click și atât. Și vedeți acolo în YouTube toate videoclipurile imediat cum apar. Da, nu mai știu unde am rămas cu outro, dar până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!